Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre glanda pineală sau epifiza și despre melatonină. Ce rol are epifiza, dar și care este legătura dintre epifiză și melatonină, aflăm de la invitatul meu, șeful clinicii de endocrinologie de la Spitalul Clinic CF2 și medic primar endocrinolog la același spital, domnul doctor Adrian Comanici. Bună ziua, domnule doctor, îmi face o deosebită plăcere să fiți astăzi alături de mine. Salut, mâinile, plăcerea este, bineînțeles, și de partea mea. Și ce să spun? Astăzi avem un subiect foarte interesant. Cei de acasă vor afla totul despre epifiză, dar și despre melatonină. Și pentru început, să le spunem celor care poate nu știu ce este epifiza, unde și unde este situată aceasta. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu mare drag, domnule doctor. Este un subiect, mărturisesc, care chiar mă pasionează. Foarte interesant, atât din punct de vedere medical și nu numai, îmi trezește amintiri. Cum spuneați, o porție, chiar o porție de melatonină. Nu pot niciodată să vorbesc despre epifiză, respectiv despre produse de secreție de melatonină, fără să-mi vină în minte două persoane extrem de dragi, profesorul Mencinikovski și profesorul Bojor, cu care făceam o echipă teribilă pe vremuri și promovam această noțiuni științifice despre melatonină, despre seleniu, despre ginkgo biloba, fiecare pe segmentul lui, plantolog, biochimist de mare top, oameni de mare valoare, din păcate nu mai sunt printre noi. Le port o veșnică amintire și haide să ne întoarcem, nu puteam să nu îi pomenesc, pentru că am niște amintiri extraordinare cu simpozioane și ore lungi petrecute cu acești oameni discutând despre perspectivă și o să vedem că, într-adevăr, oamenii ăștia n-au greșit, melatonina are o mare perspectivă. Deci, întrebarea dumneavoastră a fost epifiza. Epifiza este o glandă endocrină considerată acum situată undeva exact în centrul creierului. De mici dimensiuni? Este de mici dimensiuni, de foarte mici dimensiuni, chiar mai mică decât glanda hipofiză. Este în spatele corpului calos, în spatele ventriculului 3, mai precis. Sunt și o serie de speculații pe tema asta de altă natură. Dacă creierul este culcat și așezat într-o poziție de cubit și e un triunghi pe creier, este exact în centrul triunghiului care cuprinde marginile capului. Este conectată de structurile nervoase, asemenea hipofizei, printr-o tijă. Se numește tija pineală sau sistemul habenular, tija habenulară. Culcată pe colicul quadrigemen, sunt colicul care ajută să întoarcem capul în direcția sunetelor, este într-o poziție cheie, este conectată cu restul structurilor cerebrale și nuclei, paraventricular și alți nuclei hipotalamici, dar foarte interesant, mai păstrează niște relicve, niște filamente aferente, văd pe imagine chiar poziționarea aceea, nu este, acolo este o hipofiză, păstrează niște filamente cu o zonă interparietală care la animalele preistorice, rincocefalii, de exemplu, asta vorbim de 200 de milioane de ani în urmă, era conectată cu așa numitul ochiul pineal, care nu era glandă endocrină, era un organ fotosensibil ce facilita vederea acelor reptile, acelor animale preistorice în timpul nopții. E foarte interesant, din punct de vedere filogenetic, că încă mai există astfel de urmași a rincocefalilor,
broscuțele. Toată lumea, chiar unele broscuțe din ziua de azi, păstrează o pată galbenă exact undeva în zona parietală. Mai există, toate acestea sunt niște animăluțe din regnul Tuatar, care fac parte din regnul Sphenodon, punctatum sau rincocefal, care au păstrat această istorie puncte peste 200 de milioane de ani, și anume fotosensibilitatea interparietală. Nu spun întâmplător, în decursul mileniilor, această glandă și-a pierdut proprietatea de organ fotoreceptor și a devenit doar organ secretor, glandă endocrină, care are o anumită periodicitate în procesul de secreție. Eu zic că legată de glanda pineală, inclusiv numele ei, este dat de o anumită formă ei, forma asta de pin, s-au corelat foarte multe elemente care le regăsim în mitologie, în literatură. Da, această glandă primește sânge de la arterele cerebrale? Da, este ca orice fel de glandă endocrină, este vascularizată de sânge, este în lumea mitologică este chiar vascularizată de foarte multe energii. După vârsta de 40-50 de ani, aceasta poate suferi anumite calcificări datorită înaintării în vârstă, să spunem? Da, da. Ca orice fel de structură din organismul viu, glanda pineală până la vârsta de 7 ani crește, se dezvoltă, atinge o dimensiune maximă pe care și-o păstrează până la vârsta de 40 de ani și pe aceea apare un proces de evoluție. Aceste microcalcificări, unde le spun cristale, sunt identificabile în tehnici imagistice superioare, gen rezonanță magnetică sau computer tomograf, apar aceste microcristale care, unii spun că ar da niște particularități speciale oamenilor la care găsim așa ceva. De fapt, sunt un lucru foarte simplu, sunt niște depuneri de calciu și magneziu. Ea evoluează, într-adevăr, după 40 de ani, nu dispare niciodată și nici funcția ei nu dispare, evoluează. Din totdeauna epifiza a fost o glandă endocrină? Nu, tocmai spuneam, din punct de vedere al evoluției, inițial a fost un organ fotoreceptor și a păstrat aceste proprietăți și iată acum este o glandă endocrină la regnul uman și doar la foarte puține specii de reptile, după cum spuneam. Bineînțeles că revenind la ceea ce este glanda epifiză, am pomenit de rolul ei de organ fotoreceptor, lucrurile s-au schimbat foarte mult, dar interesant de legat de mitologie că a dat curs multor imaginații, inclusiv în mitologie. Întâmplarea face că, citind, am făcut o analogie chiar la povestea noastră tradițională, soacra cu trei norori care avea ochiul la spate. Sau, dacă avea unul și un ochi la spate, avea cel de-al treilea ochi. Cel de-al treilea ochi îl regăsim în foarte multă mitologie. Poate este sau nu o întâmplare că noi facem o astfel de asociere cu cel de-al treilea ochi. Într-adevăr, cel de-al treilea ochi îl găsim. Numai soacrele au această calitate, să-i spune. Da, bine. E adevărat că n-am întâlnit la literatură la soacrii. Este o chestiune interesantă că aici se poate face o punte legată de, și de partea de sexualitate și are, într-adevăr, epifiza o legătură și cu axul hipotalamic-hipofizogonadic, cu sistemul gonadic. Da, remarca dumneavoastră este absolut interesantă. În afară de soacra noastră cu trei norori, să știți că găsim la civilizația sumeriană această idee de cel de-al treia ochi. Ideea de chakra găsim iar în
civilizația indusă, care este localizată tot în zona asta, ca puncte energetice, în mitologia egipteană, zeul lumii, știm foarte bine că avea această idee de toiac cu vârf pineal de la pin, cu o imagine similară, și există o corelație. Centrul sufletului, știm din filme că aruncat toiagul se transforma într-un șarpe. Mă rog, se poate vorbi multe și e plină literatura de astfel de lucruri. Cert este că ia cătă glanda pineală, care nu e cunoscută doar de ieri de azi. Mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 20 de ani, când am început să citesc mai atent, mai multe cărți de fiziologie, se spunea un autor că este secretul rușinos al endocrinologiei. Nici vorbă, mă stăteam și mă gândesc, m-a mai incitat ideea respectivă și am constatat că, da, secrete sunt multe și le descoperim și de azi, dar totuși, cum puteți să fie un secret rușinos când era descoperită cu 300 de ani înainte de Hristos? De atunci era cunoscută de către, a fost descrisă de Herofilos din Alexandria. Deci, iată o istorie, un arc în timp. De la animale preistorice până la lumea științifică de 300 de ani înainte de mari anatomiști înainte de Hristos, și e adevărat că au trecut mulți, mulți ani ca să găsim tâlcul și rolurile fiziologice acestei glande. Care este legătura dintre această glandă, epifiza, și melatonina? Melatonina este un hormon indolic, este principalul produs de secreție al glandei pineale sau glandei epifiza. Este foarte interesant. Și melatonina este o moleculă interesantă. Că tot vorbim despre asta, nu și-a schimbat foarte mult în decursul milioanelor de ani. Deci este o structură conservatoare și conservată, care nu și-a schimbat mult modificările, structura în timp. Cum spuneam, este un hormon. Este un hormon produs care... epifiză. Este un hormon produs chiar de epifiză. Și este sintetizat în... liberat în sânge. Și liberat în sânge și se regăsește în toate țesuturile, inclusiv trece bariera hematoencefalică, pentru care o proprietate interesantă este și hidrofilă și lipofilă. Deci poate trece prin diverse structuri. Noi știm că melatonina este foarte bună pentru a avea, sau funcția ei principală este aceea de a avea un somn de calitate. Da. Cam cu această idee asociază oamenii melatonina. Ideea este corectă. Ideea a pornit încă din anul 1970, când s-a identificat acest rol în regrarea ritmului circadian somn-veghe. Și este foarte corect și chiar trebuie să discutăm un pic despre acest lucru. Dar printre primele proprietăți pe care au fost identificate de această substanță, de acest hormon, a fost cel de a realiza o agregare a structurilor de melanină. De asta vine și numele de melatonină, fără a determina în sine să fie un antagonist, un hormon antagonist al MSH-ului, al melanocitor stimulator hormon. Adică, mai pe înțelesul lumii, prin anii 1917 a fost extras produsul respectiv din epifize și la nivelul pielii de broască a determinat albirea pielii prin această contracție a cristalului de melatonină. Deci a venit și numele. Ei, a durat mult timp. Abia prin anii 1958, adică mai precis în 1958, Laron, care este un profesor de la el, de dermatologie, a descoperit formula chimică a melatoninei. Și de acolo, bineînțeles, că au decurs foarte, foarte multe cercetări în domeniu. De ce vorbesc de formula chimică? Pentru că este foarte interesant să știm ce este, de unde provine. Melatonina este sintetizată din triptofan.
triptofanul este un indol care se găsește în cantitate foarte mare în brânză. Dacă mâncăm brânză, noi dormim liniștiți. Și pe asta și fericiți, pentru că din triptofan, printr-un proces de hidroxilare și într-o de carboxilare, un intermediar, se va forma serotonina, care este hormonul fericirii. Da. Iată, din serotonină, mai departe, printr-un intermediar, apare melatonina. Cele mai numeroase studii sunt făcute legat în domeniul psihiatriei și neuroștiințelor, sunt făcute la adresa serotoninei și automat o gamă foarte vastă de cercetări sunt și la domeniul melatoninei. Există situații când avem prea multă melatonină sau prea puțină melatonină și poate dăuna excesul sau insuficiența de melatonină organismului? Da, sunt astfel de situații. Sunt situații în care epifiza poate fi distrusă. De obicei, poate fi distrusă. Când nu este sunt prea situații, multă sau prea puțină? Când e distrusă, atunci nu mai este, este prea puțină. De obicei, prin tumori destructive, ischemii, leziuni, infecții, poate să fie distrusă și ce se întâmplă în momentul în care hipofiza este distrusă, se distrug și producția de melatonină, se distruge și efectele melatoninei. E bine, melatonina are un efect supresor al gonadelor, al sistemului hipotalamo-hipofizogonadic, deci inhibă, inclusiv are efecte în timpul generării pubertății și o să revin asupra, inhibă funcția tiroidiană, are legături cu insulinorezistența. Nota bene, în momentul în care distrugi o hipofiză printr-o tumoră, cum distrugi, nu distrugem noi, se distruge în mod natural prin existența unei metastaze sau unei tumori în zona respectivă, atunci poate să apară elemente de pubertate precoce. Nu mai sunt inhibate gonadele și la copil în dezvoltare, dacă se întâmplă în cursul tinereții, pot să apară elemente de sexualizare precoce, care sunt niște lucruri. Primul caz a fost în 1940, în sensul ăsta, distrus de o tumoră pineală, descris chiar de către profesorul Parhom. Un caz fantastic în care un băiețel cu macrogenitosomie prin distrucție de epifiză și cu o exagerare cu organe sexuale, un copil de 8 ani cu organe sexuale de tip adult. Deci se pot întâmpla, dar lucrurile astea sunt extreme și noi nu vorbim de lucrurile rare și extreme cum este patologia tumorală. Aș reveni la ceea ce ați punctat foarte frumos, rolul fiziologic al melatoninei și cum intervenim, mai ales în reglarea ritmurilor circadiene. Da, acest hormon poate fi produs și în laborator sub formă de supliment alimentar și da. În ce situații este indicată administrarea acestuia? Deci, este, cum ați menționat, un hormon, poate fi realizat prin sinteză, deci produs chimic, și există melatonină cu producție chimică, de producție de sinteză în laborator, dar poate să fie extrat și din produse naturale, din banană, din orz, din ovăz. Deci sunt niște o serie de plante care au concentrație mare de melatonină și se poate extrage. Da, este foarte folosit, este foarte cercetat într-o gamă extrem de vastă de patologii și foarte, foarte folosit, mai ales inițial s-a mers foarte, foarte, foarte mult pe reglarea acestor schimburi de ritmuri somn-veghe induse mai ales la schimbarea fusului de fus orar. Exact. În această situație, cum folosim melatonina ca să modificăm aceste probleme? Schimbările de fus orar aduc niște probleme de oboseală fantastică, severă, cu tulburări de somn și folosim melatonina ca și schemă terapeutică, vii și induci somnul. Dacă vrei să decalezi
să aduci somnul mai devreme, dacă pacientul adoarme foarte târziu. Și lucrul acesta se întâmplă foarte des, nu numai la schimbarea de fus orar. Odată cu îmbătrânirea, și ați întrebat dumneavoastră mai devreme, că dacă involuează, involuează și cu vârsta și epifiza, dar involuează și producția de melatonină. Astfel încât tulburările de somn care apar la persoanele mai în vârstă sunt cauzate inclusiv de această deficiență de melatonină. Tulburările de somn înseamnă reducerea somnului de calitate care întăresc, care consolidează și întineresc celula nervoasă și inclusiv reduc cantitatea de somn cu un REM, cel matinal, în care se refac celulele pentru memorie din corp. Nota bene, deci odată susținând, ca să rezolvăm problema de tulburări de ritm somn veche, noi trebuie să inducem un somn administrând melatonină cu niște ore înainte de, diferență de 2-3 ore înainte de a apărea somnul modificat al pacientului, dar trebuie pe de altă parte să și trezim pacientul puțin mai devreme. Astfel se face un decalaj și după o cură de tratament de câteva zile, săptămâni, lucrurile, da, se întoarce omul. Omul intră într-un ritm, bineînțeles, dacă nu face drumuri foarte frecvente, Australia, București, New York, București, mă rog. Da, este o modalitate foarte interesantă, pentru că noi ne adaptăm. Chiar aș vrea să vă spun un lucru interesant. Vă rog. Că relația cu lumina, că de asta trezim cu lumină pacienții și este indus somnul de prezența luminii, de prezența întunericului, mecanismele sunt complexe, dar din lumea ancestrală există un ceas biologic al secreției de melatonină, care, cât are o zi? 24 de ore. Oare ritmul pe care îl are un om, dacă nu ar fi mediu înconjurător, ar fi 24 de ore? Poate înțelegem de ce avem sentimentul că ziua s-a scurtat. Ritmul biologic al secreției de melatonină, creierul nostru, epifiza noastră, ancestrală, înțelege că o zi are 24 și jumătate de ore și o jumătate de oră în plus. La ce ne gândim la asta? Au făcut experimente, au dus oameni care au băgat în subteran și au lăsat acolo și au întrebat câte zile au stat. Au constatat că de fapt au stat mai mult decât au crezut ei. Altă categorie foarte interesantă de oameni în care ei funcționează după ritmul biologic sunt nevăzătorii. Da. Ce ar trebui să reținem, domnule doctor, despre epifiză, dar și despre hormonul pe care aceasta îl produce, și anume melatonina? Ideea esențială. Timpul a fost scurt, dar vreau să transmit un mesaj foarte important. Nu pierdeți nopțile, mai ales la tineri, pentru că inhibă gonadele și afectează reproducerea. Deci întunericul... Noapte, ziua-i zi. Ziua-i zi și cu... Da. Mai mult decât atâta, este o paletă imensă. Melatonina se poate administra, nu dă reacții adverse la cantități, doze, chiar până la 10 mg, se poate administra pe perioadă întelungată, are afecțiuni benefice pe nenumărate, pe patologie pulmonară, pe durere, deci nu vorbim doar de reglare de somn. Este un antiinflamator foarte bun, este un antialgic foarte bun, este un protector al sistemului vascular, este anticancerigen, este o... Are multiple beneficii. Un panaceu, aș putea spune. Exact, nu întâmplător, vorbeam de prietenii mei, profesori, cu care vorbeam, așa vedea profesorul Bojor și Ginkgo Biloba ca un panaceu, nenumărate, așa, Menci spunea de seleniu, cel mai puternic antioxidant. Pot să spun și eu că melatonina este fantastică la ce perspective. Dar să nu uităm că este un hormon, este o substanță pe care trebuie recomandată cu discernământ de un medic și, bineînțeles, în vorba de un hormon, un medic, endocrinolog. Da. Unde vă pot găsi cei de acasă? Unde am fost și până acum și unde voi rămâne. Repetați, eu am spus la începutul emisiunii. La Spitalul Clinic CF2, sunt doctorul Cumarici. De luni până vineri,
Ați înființat acolo o secție foarte bine dotată cu aparatură, aveți oameni foarte pregătiți. O echipă extraordinară. Exact, o echipă extraordinară, gata oricând foarte să-i ajute. Foarte și foarte unită. Pe cei care au nevoie de ajutor, bineînțeles, către această specialitate endocrinologia. Oricând cu dragă inimă și sperăm să acordăm serviciile medicale la fel de performant și pertinent ca și până acum. Da. Vă mulțumesc din suflet și să știți că vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2-3 minuțele revenim cu un alt invitat.